Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în această zi de 6 aprilie, ești o figură fermecătoare, diplomată, luminoasă și intenționată. Fericirea ta poate depinde de capacitatea de a menține un echilibru între dorința de a obține succes în lumea materială și dorința interioară de pace și armonie. În orice profesie vei avea, dorești să ajungi la vârf, dar ești gata să te oprești la timp pentru a nu eșua. Idealismul și natura bună pot învinge chiar și ambițiile puternice dacă sunt în joc principiile onestității și justiției. Ai o dorință iradicabilă de a experimenta tot ce te înconjoară. Cercetarea problemelor emoționale, fizice și psihologice este tradițională pentru tine. Nimic nu scapă de mintea ta curioasă și, Ochii tăi fericiți sunt pregătiți să lucreze fără sfârșit pentru a ajunge la esența unui obiect sau fenomen, pentru a înțelege secretele funcționării sale. Nu numai că ai curiozitatea copiilor, ci demonstrezi capacitatea de a produce idei și proiecte extrem de originale, chiar și în cele mai obișnuite fenomene ale vieții de zi cu zi, ca un cercetător neobosit vei găsi cu siguranță o legătură slabă deoarece chiar și unele imperfecțiuni sunt prezente în impecabilitatea aparentă și vei depune toate eforturile pentru a o corecta. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, activitate, neînfricare, curaj, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, Aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, Atât în ceea ce privește sexul, cât și în afaceri, poți strica foarte mult, este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea, o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neliniște. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Ai o natură echitabilă și generoasă, pentru care ambițiile și cariera sunt lucruri importante, dar mai puțin importante decât justiția, bunătatea și onestitatea. Ești carismatică și activă, tot timpul încerci să realizezi un echilibru între setă de succes și atitudinea contemplativă. Tu te străduiești pentru cariera de top, dar refuz să folosești trucuri și intrigi pentru a-ți atinge obiectivul, ești foarte nobilă și onestă. Tu ești nemiloasă când vine vorba de găsirea adevărului. În caz de îndoială, preferi logica. Gândirea ta este liberă și speculativă, dar cel mai adesea îți bazezi teoriile pe rezultatele experimentelor practice. O problemă serioasă apare atunci când rezultatele obținute nu sunt așa cum era de așteptat. În astfel de situații, fie recunoști eroarea punctului tău original de vedere, fie refuz cu încăpățânare să reconsideri și din nou stabilește experimente, încercând să obții rezultate care să se potrivească teoriei tale. Tu încerci întotdeauna să găsești cea mai eficientă modalitate de a rezolva o problemă. Dorința ta de a experimenta chiar și cele mai ridicole teorii, la prima vedere pare amuzantă, deși tu însă ți ești extrem de serioasă în acest proces. Acest entuziasm și spontaneitate îți inspiră dragostea față de rude și prieteni, dar în același timp poate irita colegii și chiar poate duce la ostilitate deschisă. Din fericire, ești capabilă să râzi singură, dovedind încă o dată că în cele din urmă, valorile umane sunt mai importante pentru tine decât vanitatea. Ai fost înzestrată cu abilitatea de a te ridica deasupra obișnuitului. De a imagina un fenomen în perspectivă, de a imagina o posibilă evoluție a evenimentelor, pot spune că de la oameni ca tine vin visătorii și misticii, dar pasionați de fanteziile tale, riști să pierzi contactul cu ceilalți, cu toate acestea, energia provenită de la tine este capabilă să captiveze pe mulți și, în acest sens, capacitatea de a uni o echipă și de a pune în aplicare ideile grandioase dobândește o semnificație specială. Te distingi față de alți nativi din Berbec având astfel de calități, activitate, independență și inteligență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 6 aprilie soartata, dorești să studiezi toate aspectele vieții, începând cu fiziologia și terminând cu tulburări mentale. Nu vei pierde nimic. Ești hotărâtă să mergi până vei ști tot ce dorești. În astfel de studii, chiar și obișnuite, este sigur că va exista un punct slab, iar tu încerci să îmbunătățești această slăbiciune ești foarte supărată și adesea deprimat atunci când rezultatul unui studiu sau al unei experiențe a respins așteptările tale. Tu nu iei nimic de drept și adevărat, pentru că totul trebuie să fie evaluat, să compari toate faptele și, în cele din urmă, să tragi propriile concluzii. Adesea, creezi experimente pentru o mai bună cercetare despre familie, prieteni sau vecini, și uneori însă ți devii subiectul experimentului. Nu ești foarte umană când vine vorba de experiențe, toate de dragul științei și cunoștințelor. Prefer să gândești și să analizezi deciziile viitoare cu mintea, nu cu inima. Încerci să analizezi sentimentele de dragoste. Gândurile tale zboară în spațiu liber și uneori devin filozofice. Poți deveni insistent asupra părerii tale și nu dorești să o schimbi pentru a face pe plac cuiva. Cauți mereu cea mai eficientă și cea mai bună soluție pentru problemele care au apărut. În astfel de situații, uneori ai idei absurde, dar ele conduc adesea la rezultate excelente. Știi să râzi cu poftă, nu numai cu prietenii, ci și de tine însăți. Deși ești modestă și foarte prietenoasă, Ești un interlocutor excelent și cinstit, singurătatea te sperie, așa că întotdeauna încerci să te afli într-o companie sau într-un grup de oameni. Poți fi numită visătoare care îmbunătățește lumea noastră cu idei ciudate în care majoritatea nu cred. Tu poți să imaginezi și să prezinți public în mod sigur ce se va întâmpla în viitor cu una sau cu altă parte a vieții. Ai o mare cantitate de energie și dragoste de viață. Încerci să-ți păstrezi sufletul și entuziasmul și să nu uiți niciodată talentele și folosirea lor. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești mai iubitoare, amabilă și mai sentimentală decât berbecul tipic. Modul romantic de curtare te atrage numai puțin decât pasiunea pământească a iubirii fizice perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți, un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine, ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui, una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai putea fi un real om de știință? Gata să experimentezi pe tine în să țină aproape orice zonă posibilă. Cum funcționează? Este o întrebare pe care ți-o pui chiar și despre lucruri și fenomene foarte complexe. Adesea, gândești într-un mod original și ești capabilă să produci idei neobișnuite. Ești perfecționist în tot, chiar și în lucrul bine făcut vei găsi defecte, pe care te vei grăbi să le corectezi. Persoana amuzantă, Îți place să faci faimosul tău experimentă nu numai pe tine însăți, ci și pe cei dragi și prietenii. Tăi. Adevărul este scopul principal al vieții tale, ceea ce te face să uiți inclusiv dreptatea. Bazându-te pe experimentele tale, îți place să deduci diferite teorii și se întâmplă că după ce ai făcut experimentul, să încerci să-l potrivești cu teoria și nu invers, sănătate și boli. Curiozitatea ta inerentă se extinde la sfera de activitate a organismului, datorită faptului că tu însă -ți trebuie adesea să îndeplinești rolul de cobalt în experimente nesfârșite, riști să subminezi sănătatea ta. Dacă, de exemplu, cercetarea ta implică consumul de droguri, dependența de ele poate deveni un rezultat deplorabil, o mare încărcătură în activitățile tale de cercetare o a ochii astfel încât problemele de vedere pot apărea în mod deosebit de des și trebuie tratate cu atenție sporită, de regulă, ești în mișcare constantă, astfel încât nu există o nevoie specială de exerciții fizice suplimentare, te bucuri de comunicare la o masă bine servită, apreciezi mâncarea pentru calitate și cantitate, deci preferința este dată de paste, fasole, supă, grătar bun. Firește, ai o pasiune pentru experimentare chiar și îngătit, ești fericită să combini diferite produse. Destinul și norocul Ești o persoană înzestrată, energică și activă. Universul te-a înconjurat cu dragoste și noroc. Ai o natură bună și iubitoare. Ai mulți prieteni. Ești dornică de natura amoroasă. Iubești să fii în centrul atenției, admirată, venerată cu toate acestea ai dozata de modestie. Talentele cu care ursitoarele te-au înzestrat cu generozitate îți pot oferi o viață confortabilă. Dar dacă vei cheltui banii și energia fără minte, atunci în cele din urmă poți fi lăsată fără bani și prieteni, trăind o existență în cerșetorie. Atunci vei înțelege că majoritatea prietenilor erau aproape de tine pentru că erau atrași de bani, conexiuni, oportunitatea de a se distra și de a merge pe contul altcuiva. Prin urmare, în primul rând trebuie să înveți cum să gestionezi inteligentă tot ce ai. Trebuie să înveți să duci un mod modest de viață, fără a-ți hrăni și capriciile, dezvoltând prudență. Și atunci totul va fi bine în viața ta, pentru că te-ai născut sub o stea norocoasă. Sfaturi pentru tine Încerci să rezolvi dificultățile în cel mai rapid și mai fiabil mod. Căutarea adevărului te face excentrică, amuzantă, admirată de unii oameni și urâtă de ceilalți. Dar ai o calitate importantă, știi să glumești și să râzi. Nu uită de responsabilitățile tale directe. Întoarce-te mai repede la lumea reală. Încetinește puțin emoționalitatea. Într-o zi încearcă să decizi să renunți la o idee uimitoare care pare să fie greșită, nu vei pierde nimic, ești capabilă să te îndepărtezi de realitate, normele și legile ei, și să privești situația de sus cu gradul maxim de obiectivitate. Gândurile, visele și fanteziile tale te pot face să uiți completă de realitate. Trebuie să înveți să revii cu picioarele pe pământ păstrând umorul și ideile geniale, și să încerci să experimentezi abia după ce ai deprins teoria. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment. Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățeri sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.